Un bărbat din Bihor a obținut în instanță despăgubiri de 5.000 de lei după ce vaca acestuia a murit electrocutată de un cablu rupt de o furtună. La capătul procesului, care a durat 4 ani, instanța i-a dat dreptate reclamantului. Neglijență gravă din partea societății de distribuție a energiei electrice. Vaca a murit electrocutată pe 18 septembrie 2017, la o zi după ce o furtună devastatoare s-a abătut asupra satului Cioșdeni, județul Bihor. În timp ce era dus spre imașul din sat, animalul a călcat pe un cablu de curent pe care un copac rupt de vijelie îl pusese la pământ. Imediat după furtuna violentă, oamenii din sat au sesizat societății de distribuție a energiei electrice faptul că un cablu este căzut pe șosea, în apropierea școlii din localitate. Abia după 20 de ore, echipele de intervenție au remediat problema. O localnică, martor în proces, le-a spus judecătorilor că și câinele ei a murit atunci electrocutat, după ce ar fi călcat pe același cablu. Moartea bovinei, care era gestantă, a dus la deschiderea unui proces penal. Cazul a fost însă clasat, pe motiv că fapta a fost consecința unei împrejurări care nu ar fi putut fi prevăzută. Proprietarul vacii nu s-a lăsat și s-a adresat instanței civile, unde a solicitat pagube de 5.000 de lei. De-a lungul celor 4 ani de procese care au urmat, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice a cerut să nu fie acceptate pretențiile reclamantului, pe considerentul că întâmplarea s-a petrecut în urma unui eveniment meteorologic, imprevizibil și inevitabil. Judecătoria BIU și-a respins solicitarea. Deși fenomenele meteorologice din data de 17 ianuarie 2017 pot fi încadrate în categoria evenimentelor generatoare de forță majoră, lăsarea cablului sub tensiune timp de aproximativ 20 de ore în mijlocul străzii, într-o zonă intens circulată, reprezintă o neglijență gravă din partea paznică. Ulterior, Tribunalul Bihor, care a judecat apelul, a arătat că doar hazardul a făcut ca pe respectivul drum să nu aibă loc și pierderi de vieți omenești. Curtea de apel Oradea a stabilit prin hotărâre definitivă că Societatea de Distribuție a Energiei Electrice trebuie să-l plătească bărbatului 5.000 de lei despăgubiri pentru vaca electrocutată. La această sumă se adaugă cheltuieli judiciare în valoare de 1.500 de lei, relatează Digi24.ro.